nu fac în modul ăsta. Dar eu vă spun, fiindcă, asta nu este fiindcă mea. Fiindcă ai fost 4 ani, 8 ani în urmă, ai fost vicepreședinte la mine la comitet. Ai stat odată, n-ai pus o problemă, n-ai ridicat o problemă. Ai venit cu un program de 8 ani în urmă. Ai văzut care, ce prezinți. Ce ai făcut? Tu nici la federația ta nu poți duce, Tudor. La federația ta este un problem mare. Care program eu am venit? Da. Dacă dumneavoastră 8 ani, ultimii... 8 ani în urmă ai venit cu o programă la care... Și tu vorbești de bază materială. Tu trebuie eu să n-am fost ca vicepreședinte, nici membru a Comitetului Național Olimpic, nu sunt. Să vii cu mine împreună, unii sunt cu inițiative. Uitați-vă ce perioadă bună, frumoasă avem acum. Domnul prim-ministru cunoaște sportul și vrea să ne ajute. Uitați-vă, avem acum recent un proiect de lege care 20 de milioane pentru sport să facem, să pornim. De ce n-ar fi bine ca Tudor să vină în susținerea lucrurilor acestea? În acest context, domnul Jureaschi, într-adevăr, poate nu este articolul domnului Tudor Casap. De ce spun acest lucru? Pentru că... În situația dată ar fi bine să faci o dezmințire. Oamenii buni, nu procedați în modul ăsta. Nu, există acest articol apărut a unei agenții pe care dumneavoastră o cunoașteți. De ce spun acest lucru? Pentru că ar fi o presiune în plus pentru că sunteți membru a unui partid. Și dacă credeți că de accede de la bugetul de eu stat, nu sunt membru a partidului, în primul rând, sunt parlamentar, dar eu cred că noi trebuie să ne bucurăm toți și a trebuit și Tudor și mulți alții să vină în Parlament, să contribuim, fiindcă contribuția, nu e, că este lipsă sportul acolo în organele de conducere, asta este un minus pentru noi. Noi vorbim de bază materială, noi vorbim de poziția sportului. Toate lucrurile acestea ne poziționează, ar fi să fim într-adevăr în societate ca o forță, dar așa că suntem dispersați. Oamenii ne văd că suntem practic, nu echipă, dar așa o adunătură de... Domnul Jureaschi. Dați să-l ascultăm și pe domnul Casap. În primul rând, spuneți că au fost alocate 20 milioane. Da. E clar, dumneavoastră întotdeauna spuneți că ea, ca Comitetul Olimpic, odat acele primii, păi, 80 de mii. Dar de ce al dumneavoastră? A Ministerul Tineretului și Sport, nu e Comitetul Național Olimpic. Ceea ce e scris în ziare, eu n-am ce mă lega cu ziarele, în primul rând. În al doilea rând, este Carta Olimpică, poftim, care privede la candidatura președintelui la Comitetul Olimpic, nu mai mult decât pentru două mandate. Fratele poftim meu, dumneavoastră, citește, este la birou avocației. Citește la și capitol aici.